Cardul de sănătate pune medicii maramureșeni pe jar. Sistemul informatic de funcționare a Cardului Național de Sănătate încă este problematic. După ce sistemul informatic de funcționare a Cardului Național de Sănătate nu a mers aproximativ 20 de ore, o parte din medicii de familie la nivel național au acordat servicii medicale doar copiilor și pacienților cu adeverințe înlocuitoare de card. Societatea Națională de Medicină a Familiei a anunțat într-un comunicat de presă că medicii de familie acordă servicii medicale doar pacienților care au adeverință înlocuitoare de card și copiilor. Medicii de familie din Maramureș au precizat însă că la nivelul județului nu s-a ținut cont de această decizie, iar pacienții au fost consultați ca de obicei. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș au explicat că, în momentul de față, nu există o echipă care să asigure mentenența sistemului informatic, iar de acest aspect se ocupă echipa tehnică a CNAS.